Cei peste 600 de elevi ai Liceului Petru Cercel vor avea din această toamnă posibilitatea desfășurării procesului de învățământ într-o clădire total renovată. Toate sălile de clasă au fost reabilitate și, în plus, elevii se vor putea bucura de o bibliotecă, laboratoare de informatică moderne, o sală de sport spațioasă și modernă și de un teren de sport cu nocturnă. Aflăm astăzi la Liceul Petru Cercel, a patra reușită din administrația pe care o conduc în ultimii ani de zile, după ce am reușit să recepționăm și să aducem la standarde europene, moderne, până acum 3 unități școlare din municipiul Târgoviște. Este vorba de Colegiul Național Constantin Carabela, de Liceul de Arte Bălașa Doamna și de Școala Paul Bănică, Școala 11 din Microșase. Iată, acum ați putut vedea, am recepționat și practic considerăm că ne aflăm în acest moment în etapa în care putem să recepționăm lucrarea de reabilitare și consolidare a Liceului Petru Cercel. Am avut 3 obiective importante aici. În primul rând, reabilitarea corpului principal, acolo unde, după cum ați văzut, 18 săli de clasă au fost cu totul modernizate, începând cu alimentarea cu apă, canalizarea, sistemele electrice, sistemele termice, totul este nou. Lambriurile, parchetul, urmează să vină și dotările pentru absolut tot ce ați văzut aici. De asemenea, o sală de sport nouă, ca și corp nou, construită cu sisteme moderne implementate, urmează și aici să aducem dotările și, nu în ultimul rând, suntem pe terenul de sport, un teren de sport cu suprafață sintetică, ce va avea și iluminare cu nocturnă, după cum puteți să vedeți. În acest moment, școala aceasta, Liceul Petru Cercel, din punct de vedere al dotării și al infrastructurii, pot spune că este cea mai modernă din municipiul Târgoviște. Practic s-a refăcut și corpul, tot corpul principal, s-a construit o sală de sport nouă și s-a amenajat și s-a modernizat 100% terenul de sport. Practic, în acest moment avem un sistem de învățământ care urmează să fie integrat cu bibliotecă, după cum ați văzut, cu cabinete de informatică, absolut tot ceea ce îi trebuie unei unități de învățământ pentru a-și desfășura activitatea în condiții 100% europene. Valoarea lucrărilor a fost de 7 milioane de lei, din care 98% fonduri europene nerambursabile. Este un proiect care a avut o valoare de 7 milioane de roni, din care 98% au fost fonduri atrase de la Uniunea Europeană nerambursabile, doar 2% a reprezentat contribuția comunității locale. Este un proiect la care lucrăm începând din anul 2009, atunci când am câștigat finanțarea, apoi au fost etapele de licitație. Constructorul care și-a făcut datoria și și-a îndeplinit termenii contractuali cel puțin până acum, iar eu sper că și de acum încolo cadrele didactice, profesorii, dar mai ales elevii, părinții acestora se vor bucura de ceea ce o să găsească aici.